moneda virtuală cucerește și România. Să faci bani fără să faci nimic. Puc! Și după aia uite cum a scăzut. Bitcoin to zero. zero. Bitcoin a atins în premieră nivelul de 20.000 de dolari. Când cred că s-a făcut Bitcoinul tău? 16 de euro, babițe! Astăzi la ora de cripto, Bitcoin este la 30.600 de dolari, Ethereum este la 1.900 de dolari și altcoin încep să fie pe verde mergem prima dată pe prețul Bitcoin-ului și Bitcoin se apropie de o rezistență foarte importantă. Dacă dăm zoom in pe daily, putem vedea că Bitcoin a ajuns într-o zonă din care ultima dată a luat un reject mare. Da? Din 31.000 de dolari ne-a corectat până în 25.000 de dolari. O corecție foarte, foarte sănătoasă și de care aveam nevoie în acest raliu. De atunci Bitcoin a mers parabolic din 25.000 de dolari până chiar și în 31.400 de dolari, dar nu am reușit să închidem peste 31.000 de dolari povesteam în ultimele videouri că avem nevoie de nu doar să mergem peste 31.000 de dolari, dar și să ne consolidăm o vreme aici și după aia ne putem gândi la 35.000 de dolari. Da? În aceste momente putem vedea că ne consolidăm puțin sub rezistență, Da, asta mi se pare un lucru bullish. Deocamdată volumele sunt foarte mici în piața cripto, da? și mai ales pe Bitcoin volumele sunt mici, de obicei vara volumele sunt mici, oamenii sunt la plajă și se distrează, nu prea interesează piețele financiare. Dacă ne uităm pe weekly, la fel Bitcoin a ajuns într o zonă foarte importantă. A ajuns în zona de 30-31.000 de dolari, zonă care a ținut și, și all-time high din bull marketul precedent. Odată zona de suport aici, am a doua zonă foarte importantă în care Bitcoin în 2021 a mers din 65.000 de dolari până în 28.900 de dolari și de aici s-a dus în all-time high. A treia oară când a spart această zonă de suport s-a dus până în all time low-ul din acest bear market. Deci dacă vom vedea o închidere peste 31.000 de dolari cu volum mare și stăm câteva zile, ne putem gândi să mergem spre 35.000 de dolari. Vedem că de la începutul anului de când a spart acest falling wedge, Bitcoin arată chiar foarte bine și dacă punem zona de suport și zona de rezistență pe Bitcoin de la începutul anului, Um, o să putem observa că avem un canal ascendent, da? Un canal ascendent care este un canal de obicei bullish în acest moment, deoarece low-urile sunt mai, mai mari, mai mici ca precedentele, da? Acest low este mai mic ca acesta, acest low este mai mic ca acesta, da? Și maximele sunt mai mari decât maximele precedente, da? Deci ne transacționăm ceva de genul acesta. Pac, pac. Următorul impuls ar trebui să ne ducă spre 38-39 de mii de dolari doar dacă mergem spre peste 31.000 de dolari și ne consolidăm peste 31.000 de dolari. Deci Bitcoin arată chiar foarte bine și dacă Deschid și uh, EM ribbon-ul. Uh, putem vedea că pe orice time frame ne uităm noi, haideți să închid aceste. Uh, pe weekly suntem peste EM ribbon, pe daily, pe 3 zile, pe orice time frame ne uităm noi, suntem peste EM ribbon, uh, ceea ce ne face să fim bullish în aceste momente. Da? Uh, bun, m-ați mai întrebat de EM ribbon, deoarece nu se mai găsește EM ribbon cel de la Domenico Sile. Uh, păi acest EM ribbon pe care îl folosesc eu este folosit este într uh, un EMA 21, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 și 200, da? Acestea la long short nu prea sunt importante doar pe timeframe-uri uh, mai mari. Și atunci puteți găsi aici la indicators EMA Ribbon și cred că oricare EMA Ribbon, de exemplu, și cel de la Hokaşk, îl găsiți, îl deschideți și dacă mergeți la setările lui puteți vedea că este format dintre 20, 25, 30, 35, 45, 40, 50, 55. 5. Da? Singura diferență este că este 20, 21, este o irelevant, da? Sau puteți modifica voi, scris 21, da? Și este exact același IMA ribbon și aici îl puteți customiza, da? Este exact același IMA ribbon. Și atunci putem vedea că Bitcoin arată destul de bine și este și un semn de întrebare de ce vin toate aceste știri bune în aceste momente, da? Deci Bitcoin în aceste momente încă arată chiar foarte bine. S&P-ul. S&P-ul vă spuneam că ne așteptăm la o corecție, o corecție care a și venit. S&P-ul a scăzut de la 4.450 la 4.357 în aceste momente, iar pe 4 ore și pe daily se formează și acest bull flag în aceste momente. Un bull flag are mai multe șanse să fie spart în sus decât să fie spart în jos și este un pattern de continuare a trendului și este un pattern destul de bullish. Dacă S&P-ul în următoarele zile își continuă ascensiunea, și va merge la 4400 și știți următorul target pe daily dacă va ieși în acest bull este undeva spre 4529. Dacă S&P-ul va merge spre 4500, cred că și Bitcoin va merge spre 34 de, de dolari. Deci țineți un ochi și pe S&P 500. Mergem mai departe, USDT.D722 când scade acest USDT.D, când scade dominanța stablecoin-ului USDT.D, de obicei piața cripto urcă. Și în aceste momente putem vedea că USDT-ul a luat un dump mare din iunie de când Bitcoin a pompat. Și în aceste momente face un lucru destul de bullish USDT.D pentru noi. Adică se consolidează sub IMA 200. Când o când un activ, o criptomonedă sau un asset este sub EMA 200, ă, acel asset ar trebui să scadă, dar de, de obicei intră într un downtrend. La fel cum se întâmplă aici, închidere sub EMA 200, USDT.D s-a dus în jos, piața cripto a urcat. În aceste momente USDT.D se consolidează sub im 200, un lucru foarte bullish. Dacă acest lucru nu se va schimba și nu va merge în sus, dacă va merge în sus în tale zile, atunci piața cripto s-ar putea inversa puțin. Dar la cum arată lucrurile, pare, pare că lucrurile arată destul de bine în piața cripto. BTC.de, în sfârșit, dominanța începe să scadă. Vă spuneam că pe weekly a atins o zonă foarte importantă, EMA 200, această linie galbenă, da? Și putem vedea că după uh, multe zile de verde. După vreo 20 de zile de urcare pe USDT pe dominanță de aici, 18 zile a urcat aproximativ 10%, a urcat parabolic. Putem vedea că avem prima luminare roșie după multe verzi. Dar, de data asta, vedem și un bearish engulfing. Această luminare este o luminare mai mare ca aceasta, da? Mi se pare un bearish engulfing mai frumos ca acesta, da? Și putem vedea că, teoretic, ar trebui să se schimbe puțin trendul, deoarece și BTC.de este foarte, foarte sus pe RSI. A ajuns într-o zonă de oversold maxim și pe daily și pe 3 zile. Și atunci, dacă aici avem un bearish engulfing, puteți vedea că ETH BTC pe daily are un bullish engulfing, da? Adică, aici, vedem la fel. De când a urcat Bitcoin, ETH BTC a scăzut în paritate, ETH în paritate cu Bitcoin. De atunci, ETH ar trebui să se, să facă invers ce a făcut în ultimele 20 de zile în viitor pe termen scurt. BTC.D ar trebui să scadă puțin, da? dar doar pe termen scurt, deoarece pe long term încă este foarte bullish. ETHBTC ar trebui să urce la cum arată lucrurile în aceste momente, în schimb volumul este încă foarte mic pe ETHBTC. Încă este foarte mic volumul, dar a ajuns într-o zonă foarte importantă, zona asta de suport. A ținut o dată aici, a ținut a doua oară, vedem a treia oară încearcă să meargă peste această zonă de suport. Dacă în următoarele zile va închide peste 0.0625626, ar trebui să se consolideze și să meargă în sus. Și dacă uităm și pe 4 ore, puteți vedea că ETHBTC... Se consolidează aici pe 4 ore, dar după scăderi, după scăderi, după scăderi, vrem să vedem o perioadă de consolidare, o mișcare laterală și după aia să urce. Da? După ce va urca ETH, BTC, vor urca și altcâinele. După ce urcă Bitcoin, urcă ETH, iar mai apoi urcă și altcâinele. Mergem pe EGOLD, EGOLD la 34,53, atins chiar și 36,83 iar pe 4 ore Eagle a devenit bullish deoarece este peste EMA 200 și vă spuneam că mă aștept ca Eagle să crească deoarece este și launchpad-ul în acest moment este și hyper growth se dorește uh, o mișcare mai uh, sus din câte văd eu da și atunci și echipa cred că pușează un pic prețul în sus 34 53 în acest momente și putem vedea că pe 4 ore e gol este bullish deoarece s-a dus peste IMEI și peste IMEI 200 am mai avut o încercare aici care nu a reușit am mai avut niște încercări dar nu au reușit acele încercări vom vedea dacă de data asta EGOLD va reuși să se menține peste EMA 200 și peste EMA Ribbon. Asta este pe termen scurt, da, a devenit bullish pe termen scurt, însă pe daily încă mai are de urcat să redevină bullish. Când va închide peste 35,30 și se va menține peste EMA Ribbon, pe daily atunci va redeveni bullish pe daily. Și la fel, dacă mergem pe EGOLD BTC, altcoinurile deja încep să urce în funcție de Bitcoin încet, încet. Da? Și această urcare ar trebui să dureze de la câteva zile la câteva săptămâni, da, nu pe termen lung. Mergem mai departe și mă uit și pe Nier. Mă uit la aceste monede care au volum în aceste momente, cum este Nier. Nier la 1.58 și la fel a devenit bullish de aceste peste EMA 200 și peste EMA Un lucru care mă face să fiu bullish pe Nier pe 4 ore și volumul este mare. Iar pe daily la fel îmi place această, această mișcare deoarece este o mișcare cu volum pe near și putem vedea că mai avem 9 ore și 43 de minute până se va închide această luminare pe daily și dacă va închide peste 1.5.1 1, atunci uh, near ar deveni bullish pe daily. Și la fel dacă ne uităm pe near BTC, near BTC volum uh, după o mișcare uh, laterală. Un moment, după mișcare lateral, vedem apare volumul și teoretic Near ar trebui să urce și mai sus de aici, peste EMA 200 peste EMA Ribbon. Vedeți Near, BTC, am mai avut niște tentative la IM200, nu a reușit. Aici asta, câteva zile, s-a luat un dump, dar volumul este mare pe Near și îmi place asta pe termen scurt. Mergem și mai departe și pe Ape. Ape Coin la 2.44 pe 4 ore pare, pare că merge spre EMA 200, da? Tot timpul după ce sparge EMA ribanul pe o oră, pe 4 ore, trebuie să vedeți ce se întâmplă la EMA 200. Dacă ea, dump aici, merge în jos, da? Dacă merge peste, dacă se consolidează peste cu volum, ar trebui să meargă și mai sus. După ce mergeți pe o oră, pe 4 ore, merge după aceea pe daily, da, același lucru. După ce va merge peste 2.90, peste EMA va tenta să meargă spre EMA 200, da, exact cum s-a întâmplat aici și acest uptrend s-ar -ar putea să se încheie chiar la EMA 200, da, și deci să ia încă un dump. Dar o să vedem asta la momentul oportun, da? Deci țineți un ochi pe Eagle, Near și pe Ape în viitorul apropiat, după ce ETH BTC va începe să urce. Atât a fost pentru astăzi, sper că a fost de folos acest videoclip și vă mulțumesc de fiecare like și de fiecare coment. Pe data viitoare!